Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Apel. Dinu Zare este numele meu, gazda dumneavoastră, aici la televiziunea Intermedia Suceava. În studioul nostru, astăzi se află jurnalistul Adrian Negru, corespondent al postului generalist Prima TV. Adrian, bună seara, bine ai venit! Bună seara, Dinu, bună seara și telespectatorilor tăi. Mulțumesc pentru invitație! Adrian s-a întors după 10 zile petrecute în Ucraina, acolo unde împreună cu colegul lui Marius Saizu au relatat despre războiul din această țară și l-am invitat aici ca să ne povestească cum a fost, ce a văzut, cum s-a simțit. Sunt 10 zile, da? În care ai stat în Ucraina și te-ai întors acum recent, de 2 zile. Cum te simți când ai ajuns din nou acasă? Mă simt mult mai bine, am dormit liniștit, n-am mai auzit alarme, n-am mai auzit bombe, n-am mai auzit clopotele bisericilor care sunau noaptea, în momentul în care era un pericol. Și n-am mai fost nevoie să mă trezesc miezul nopții sau la 3-4 dimineața. Probabil și ucrainenii care lucrau a doua zi erau foarte stresați de faptul că se auzeau alarmele și erau bombardamente în toate orașele Ucrainei. A fost o experiență nebună, pot să o numesc așa, că nu am știut nici eu la ce mă duc și că conflictul o să degenereze în așa fel. În momentul în care ne-am pornit dinspre Suceava, războiul încă nu era început. Am aflat în momentul în care am ieșit din Bacău că a început războiul în Ucraina. Nu am mai dat înapoi, ne-am dus înainte și pericolul a fost la tot pasul, pentru că chiar dacă rușii nu își propuneau neapărat să fii tu ținta lor, dar te puteai să fii în locul nepotrivit în acel moment. Războiul nu putem să-l rezolvăm noi în această emisiune cu siguranță. Pe mine mă interesează mai mult așa să aflu cum ai trăit aceste zile în Ucraina și aș vrea să luăm așa cronologic din momentul în care ai plecat, cum te-ai hotărât să pleci. Era joi, da? În noaptea de miercuri spre joi. Era chiar după multe discuții din ce în ce mai, nu știu, aprinse, după informații care curgeau despre faptul că Rusia, Putin au intenții de a ataca Ucraina. A început războiul, spuneam, în noaptea de miercuri spre joi, spuneai tu mai devreme că deja erai pe drum. În momentul în care ți-au propus, probabil colegii tăi sau te-au întrebat dacă vrei să mergi în Ucraina, cum ai luat această decizie, dacă să mergi sau nu? Cum a fost dificil să iei această decizie? Ai stat, te-ai gândit, ai cântărit? Eram la curent cu ce se întâmplă în Ucraina. Știam că există un conflict. Erau zvonuri că urmează să înceapă și războiul, însă nu m-am așteptat că lucrurile vor decurge atât de repede și în momentul în care noi ne vom afla pe tărâmul țării ucrainene, deja lucrurile să o ia atât de avansat, pentru că de la o zi la alta tot mai multe orașe erau ocupate. Într-adevăr, era și o contraofensivă a celor de la armatei ucrainene, care și-a recuperat uneori și orașele pe care le ocupase rușii. Însă noi, în momentul în care am ajuns în Odessa, în prima zi am încercat să facem un material. Bineînțeles, am avut parte de evenimente chiar și seara, în momentul în care au început să sune alarmele și vedeam în port cum se dădeau lupte. Terestru nu puteau să ajungă rușii în momentul acela în Odessa, însă lupta cea mai importantă pentru oraș era dată pe mare. Navele rusești continuau să vină, se vedeau pe cer rachete, bombardamente, se auzeau mitraliere prin oraș, însă, într-adevăr, era și legea marțială de la ora 7. Nu mai aveai voie să ieși din casă, lucru care i-a panicat până și pe ucrainenii care au rămas în oraș, iar noi, sincer, am cumva împărtășit și noi teama pe care o aveau ei în momentul în care am auzit primele bombardamente.
Parcă în prima și a doua zi, într-adevăr, ne-a fost destul de teamă. Colegul meu avea oricum experiență, a mai fost în prima linie a luptelor în Afganistan și în alte țări. Însă eu, pentru mine, a fost o experiență la un moment, chiar credeam că o să-mi doresc cât mai repede să ajung acasă. Și nu credeam că o să ajung în viață, sincer. Dacă ar fi fost deja început războiul, te-ai mai fi dus? Adică te-a prins pe drum, da? Când au lansat rușii primele bombardamente, erai deja pe drum spre vamă, neștiind că va începe efectiv în acea noapte război. Dacă era deja început, te-ai mai fi dus? Sau altă era raționamentul deciziei? Cred că m-aș fi gândit de mai multe ori să iau o decizie. Atunci am considerat că o să fie bine și o să fie un reportaj, nu o să stăm foarte multe zile. Între timp am aflat că din cele 5 zile trebuie să stăm 10 zile până la urmă. Adică atât a fost să fie să stăm, nu că ne-am propus, dar inițial erau 5 zile pe care le aveam noi în plan să le petrecem în Ucraina. Când ați ajuns la vamă, să zic, prima dată, la intrare spre Ucraina, nu v-am întrebat cei de acolo, sunteți siguri că vreți să mergă? Ba da, ne-am trezit cu astfel de întrebări. Voi sunteți siguri că vreți să mergeți? Știți despre conflictul de acolo? Știți că a început războiul? Și noi am spus că asta e datoria noastră. Suntem jurnaliști, trebuie să mergem să facem reportaje de acolo. Oricum, am văzut... Ați fost în zona de sud, da? În zona de sud, da. Ok, pe unde ați intrat? Care a fost traseul? Prima destinație a fost Odessa, să înțeleg, nu? Da, am mers prin Galați, am intrat prin Vama Giurgiulești și apoi în Republica Moldova am trecut destul de ușor. Acum nu te mai întreba nimeni dacă ești vaccinat sau nu, dar erau cozi kilometrice cel puțin de la Vama dinspre Ucraina spre Republica Moldova. Chiar la un moment s-au făcut câte două, trei benzi, unii veneau pe contrasens, nu aveau nicio treabă, circulau pe pământul de pe marginea șoselei. Erau oameni disperați, adică noi eram singurii care intram în țară, toată lumea încerca să plece în disperare. Asta era joi dimineață, chiar în prima noapte, după prima noapte de bombardamente și deja era coadă de oameni. Era ora 11 plecau, spre 12, așa, și deja erau oameni care, era deja coadă mare de oameni care plecau din Ucraina. Exact, era o coadă cam de 17-18 km și gândește că erau pe două benzi, adică erau foarte multe mașini, oamenii plecau, fugeau în disperare. Ulterior, cei care au rămas n-au mai prea putut. Bărbații. E clar că n-au mai putut părăsi țara. Sunt oricum diverse zvonuri, cum că unii au părăsit țara prin alte mijloace, printr-o adică metodă. Au dat șpagă. Exact, fără să ne ascundem. Vorbim despre tradiția din vămele ucrainene. Exact. Tradiția. Pentru ei, cred că a fost un moment în care și-au umplut buzunarele cei care lucrau la vamă în Ucraina. Însă pentru multe din familii au rămas proate lacrimi în ochi, pentru că soții, frații, poate tații au rămas să lupte în Ucraina și lucrul ăsta nu avea decât să te marcheze. Știi că pleci împreună cu copilul, copiii sau alt membru al familiei și știi că soțul sau tatăl, fratele au rămas în Ucraina să lupte și nu știi dacă o să-i mai revezi curând. Prima destinație a fost Odessa, să înțeleg. Odessa, un oraș cheie pentru această ofensivă a Rusiei, dar pentru această invazie a Rusiei în Ucraina. Odessa, un port important la Marea Neagră. Și mai ales, spuneam, un punct cheie pe intenția bănuită, da, a rușilor de a ocupa tot sudul Ucrainei și de a ajunge la gurile Dunării. Odessa, un oraș care a fost și bombardat. Care a fost, nu știu, senzația când ați intrat prima dată în Odessa? Cum vi s-a părut orașul? Cum vi s-au părut oamenii? Care era atmosfera? Ce ați văzut? În momentul în care am ajuns în Odessa, orașul deja era pustiu. Cei care au rămas erau în case, nu mai ieșeau. Eram singuri pe stradă. La un moment ne mai întâlneam cu militari, polițiști și jandarmi.
Iar sentimentul că vezi liniște te făcea un pic să te gândești dacă ai venit în locul care trebuie. Eram conștient de faptul că nu va fi ușor, însă Odessa a rămas și cred că este în continuare unul dintre cele mai sigure orașe din Ucraina, pentru că cu toate că au fost bombardamente pe mare, deocamdată nu s-a ajuns terestru în oraș și faptul că ucrainenii s-au mobilizat atât de bine și s-au organizat, iar la fiecare intrare în oraș exista o armată destul de mare de oameni civili, voluntari, oameni care și-au pregătit și cocktailuri Molotov. La un moment dat, unele fabrici de bere au renunțat la producție și cei de acolo făceau cocktailuri Molotov. Iar de multe ori chiar au oprit ofensiva celor din Rusia, pentru că chiar surprinzător, probabil nici rușii nu s-au așteptat că o să aibă parte de o asemenea, nu știu cum să o numesc, rezistență, exact, o asemenea rezistență din partea ucrainienilor. Și ne-a surprins și faptul că nu erau doar bărbați pe câmpul de luptă. Eu cred că m-aș gândi de două ori dacă m-aș duce la război, însă am văzut și femei care erau voluntare și se implicau destul de mult. Chiar cărau saci cu ciment, cu nisip, cot la cot cu bărbații. Și lucrul ăsta ne-a impresionat, faptul că ucrainenii sunt naționaliști și cu toate că mulți au părăsit deja țara și unii încă părăsesc, deja vin, am văzut și... Nu toată lumea e făcută pentru război, adică... Da, te gândești, probabil, ce e mai important, viața sau să rămâi în locul respectiv. Dar unii au rămas că n-au mai avut de ales sau eventual că n-au avut bani în buzunar ca să meargă să se dea la vamă. Asta e un lucru trist, pe de-o parte, dar... Cel mai trist e faptul că suferă copiii, femeile, adică toată lumea suferă, că până la urma urmei îți poți pierde un membru al familiei. Chiar dacă spunem noi că rușii nu își propun neapărat să lupte împotriva civililor, dar am văzut ce lupte s-au dat în Harkov, spre exemplu, acolo unde orașul pur și simplu e distrus. Și am văzut niște imagini la un moment dat cu tancuri rusești care se urcau pe mașini de civil, civili, oameni care nu aveau nicio treabă, nu aveau banderola galbenă care ar fi reprezentat motivul pentru care ei luptă în război. Și noi ne-am îngrijorat și pentru noi. De aceea obișnuiam să ne ducem, facem materiale și în alte orașe, însă seara aveam grijă să ne întoarcem în Odessa pentru a fi cât de cât în siguranță. Și aveam grijă să nu depășim ora 7, pentru că deja lucrurile se complicau și erai luat la întrebări. Aici o scurtă paranteză apropo de rezistența ucraineană și de luptele astea de gherilă sau luptele urbane în momentul în care sunt ofensive terestre în localități. Și aceste cocktailuri Molotov și folosirea cocktailurilor Molotov poate fi de către populație. Poate fi o justificare din partea armatei ruse de a deschide focul, de exemplu, împotriva civililor, pentru că ei vor veni și vă spune, domnule, ești civil, înțeleg, dar în momentul în care ai dat foc la un molotov, l-ai aruncat spre vehiculul blindat, deja ești combatant, nu mai ești civil. Și lucrurile sunt complicate tare într-un război. Europa nu mai știe ce înseamnă război, că de 75 de ani tot a fost pace pe continentul ăsta și acum de aici și șocul și acesta și impresia foarte puternică, pentru că vedem ce înseamnă război, generații de oameni care unora poate le-au mai povestit bunicii cum a fost la război, dar alții nu, efectiv n-au știut sau s-au uitat la ce a fost prin Afganistan, prin Irak, prin Somalia, prin altă parte, s-au uitat ca la o poveste. Acum când văd dramele astea cu civili uciși, copii, mame cu copii care fug din calea războiului. Într-adevăr, impresia este puternică, dar revenind la ce spuneam mai devreme, asta este problema cu implicarea civililor în mișcarea de rezistență, pentru că oricând poate fi folosită ca o justificare de armata invadatoare, da? Să deschidă focul împotriva civililor. Odessa este un oraș foarte mare.
vreo 400 și ceva de mii de locuitori, nu? Adică nu comparăm cu Suceava, nici nu se poate compara cu Suceava, nu știu, mai mare decât oricare alt oraș din România în afară de capitală. S-a oprit timpul în loc în Odessa sau unele activități și-au continuat parcursul feresc? Să știi că în primele zile, într-adevăr, era pustiu pe stradă. Ulterior, oamenii cam și-au reluat activitățile. Unele magazine erau închise încă, funcționau doar câteva ore. Ulterior, într-adevăr, și pentru noi a fost o problemă în a găsi un hotel. Pentru că pe zi ce trecea, tot mai puține hoteluri erau deschise sau eventual cele care erau deschise și aveau, spre exemplu, 800 de grivni pentru o noapte, acum cereau 1200, cu toate că nu mai aveam parte de toate facilitățile. Însă era pustiu și, în general, în hoteluri erau cazați și persoane rude ale celor care lucrau acolo, pentru că erau buncăre și noi, în momentul în care auzeam noaptea alarmele, pentru siguranța noastră coboram în buncăr ca să fim cât de cât în siguranță. Pentru că nu aveam de unde să știm unde poate ateriza un obuz sau în momentul în care își pornesc focurile asupra Odesei. Însă în oraș nu au fost probleme deosebite. Am fost la un moment dat într-o localitate din apropierea Odesei, acolo unde câteva bombardamente au lovit și au distrus 6 locuințe și au ucis, prin urmare, și 2 persoane. Însă era trist că în momentul în care am ajuns acolo, oamenii se ajutau, erau implicați acolo, căutau pe sub dărâmături, încercau să vadă ce mai pot salva din bunurile care se aflau în locuință. Însă e trist când te gândești că oamenii vinovați ajung să fie victimele unui război care e la nivel mai mult diplomatic, în încercarea rușilor de a instaura o putere la putere centrală în Kiev, care să coordoneze și să renunțe probabil. Problema principală probabil a rușilor a fost din cauza că ucrainienii au dorit să intre în Uniunea Europeană, ceea ce ar fi dus și la oportunitatea de a intra în NATO. Iar probabil Vladimir Putin... Mai degrabă intrarea în NATO, cred că ea l-a nemulțumit cel mai tare. Eventual, probabil, posibil, nu știu, intrarea în NATO probabil l-a supărat cel mai tare pe Putin. Da, au fost momente destul de grele. Îți povesteam la un moment că într-una din zile ne-am gândit să mergem spre Kherson. Și acolo știam noi că jumătatea de oraș este ocupat de ruși. Kherson, doar o scurtă paranteză, Kherson, ca să spunem, este tot un oraș foarte important, la gurile Niprului, undeva, să zic, în apropiere de peninsula Crimeea, și un oraș aflat la gurile Niprului, foarte bine poziționat strategic, pentru că controlează intrarea pe Nipru. Nipru, un râu navigabil, de altfel, care poate fi folosit, da, și pentru transport orice pe deal. Kherson, un oraș, să zic așadar, strategic pentru ruși și care a fost atacat încă de la început, așa. Da, și voi mergeați acolo. În primele zile ne-am propus să mergem și la Mariupol, dar deja Mariupolul era foarte bine. Era deja sub dominarea rușilor și am zis că pentru siguranța noastră ar fi mai bine să evităm Mariupolul. Ne duceam spre Kherson, moment în care la un moment dat pe marginea drumului oprește o mașină și ne roagă să luăm pe cineva la ocazie. Când merge spre Kherson, el trebuia să meargă în dreapta. Noi nu am înțeles foarte bine, dar nu părea o persoană care să ne pună probleme și am zis, hai să-l ducem, că altfel ne ajută și pe noi, ne spune că dacă suntem bine, unde suntem. Și pe drum zărim pe autostradă, cum eram, zărim o mașină care venea în viteză pe contrasens și în stânga observăm și 2 tancuri, câteva blindate, și întreabă colegul meu pe ucrainean că dacă sunt tancuri ucrainene. Și ăsta spune că nu, sunt tancuri rusești. Eu în momentul ăla cu colegul ne uităm unul la altul și am început un pic să ne luăm la întrebări. A văzut tipul că noi suntem panicați și probabil ca să poată ajunge și el în Kherson, s-a răzgândit și a spus că nu, sunt ucrainene. Și în momentul ăla primește colegul meu un mesaj de la un alt coleg de la ProTV,
și îi transmite că să nu mai venim în Kherson, pentru că deja s-au îndreptat mai multe tancuri și blindate înspre Mikhailov. În momentul în care i-am spus că ar fi momentul să se dea jos persoana respectivă, iar noi să întoarcem. Și ne-am întors și noi în viteză, pe contrasens, în momentul în care am găsit o porțiune în care am putut să intrăm din nou pe porțiunea de drum care să fie pe sensul nostru și chiar eram foarte panicați. Ai o autostradă cu separate... Exact, cu puteai separatoare. Să te întorci. Dacă îți dai seama ulterior că ai greșit drumul, puteai să te întorci. Din loc în loc, da. Puteai să mai treci. Okay. Și în momentul ăla îmi spune colegul meu, Adi, avem la dispoziție un minut să luăm echipamentele de protecție pe noi. Eu deja eram panicat, pentru mine era prima experiență și am crezut că e și ultima. Că... mai mult ca sigur, în momentul de față aș spune că e ultima la ce... frică am tras în acel moment. La un moment am prins o porțiune de drum în care ne-am îndepărtat foarte mult de inamici, să le spunem așa, pentru că nu știam la ce să ne așteptăm în momentul în care întâlnim rușii. Și am luat echipamentele pe noi, în momentul în care am demarat iarăși în viteză, în disperare, practic, iar în față opresc două mașini pe cele două sensuri pe care le aveam în demers și deschid larg ușile ca să nu avem pe unde să trecem. Ies câțiva soldați din mașini și ne iau la întrebări, pentru că lor li s-au părut suspect faptul că noi am oprit mașina în spate și după iarăși am ajuns din urmă. Și noi ne-am prezentat, le-am arătat documentele, le-am explicat care e treaba și faptul că vin câțiva ruși din spate. În momentul respectiv, ei au închis ușile, ne-au făcut loc să trecem și s-au înarmat și așteptau. Dar între timp și blindatele rusești împreună cu tancurile au luat-o undeva pe un câmp, că ei în general ziua nu atacau, își pregăteau terenul, însă fiindcă au reușit să... pună sub dominație Kherson-ul, probabil deja se pregăteau pentru a merge în orașul următor. Da, să explicăm, atunci era momentul în care a fost înconjurat Kherson-ul, iar Mikhailov-ul este între Kherson și Odessa, adică pe drumul pe care erați voi. Da, da, da. Și nu trece foarte mult timp și îi vedem și pe colegii de la Pro care au trecut mare viteză pe lângă noi. Am reușit să scăpăm, însă la un moment când am ajuns în Mikhailov și trebuia să mergem spre Odessa, un pod era, l-au strâns ei pentru că era, mă rog, l-au închis și ne-au pus să mergem pe o altă porțiune de drum. Trebuia să ne întoarcem pe o altă rută și era foarte, foarte lungă acea rută și am ajuns destul de târziu că ne făceam griji pentru că deja de la ora 7 nu mai aveai voie să fii... pe afară, pentru că începeau focurile și nici măcar ucrainenii poate nu mai țineau cont cine vine, cine și cum. Am ajuns în siguranță în Odessa pentru că, ți-am spus, era, cred că, cel mai sigur oraș în acel moment, pentru că, în altfel decât pe mare, nu puteam fi atacați în acea zonă. Spuneam că am avut o mare problemă și cu hotelurile la care trebuia să ne cazăm, pentru că de la o zi la alta erau tot mai puține. Am găsit într-un final, greu găseam un loc pe care să-l avem deasupra capului. Nici mașină să stai noaptea nu era în siguranță. Chiar în ultimele zile s-au intensificat controlele, erau la fiecare colț de stradă, existau câte 3-4 bărbați civili, dar mă rog, cu banderolă, noi acum o numeam garda civilă. Și dacă stăteai foarte mult într-un loc, veneau și te luau la întrebări, acum poate ni s-a controlat nouă un scenariu în cap și ni se părea că toată lumea se uită după noi. Încercam oricum să vorbim cât mai puțin pe stradă sau mai încet ca să nu fim auziți că vorbim o altă limbă și deja chiar persoanele care erau pe stradă, pur și simplu civili, dacă li se părea suspect, sunau, dădeau un telefon și nu știi de unde apărea una, două mașini de poliție și te luau la întrebări. Am avut momente în care... O scurtă paranteză vreau să fac până vorbim la despre atitudinea autorităților sau populației față de mass media. Mi-ai spus că ați oprit și v-ați luat echipamentul de protecție pe voi. Ce înseamnă asta? Ați plecat pregătiți din România? V-ați achiziționat de acolo? Ce echipament de protecție? Da, am avut o vestă de protecție antiglonț și o cască de protecție. Cât de cât să ne protejeze, pentru că nu o știi niciodată. Acum, dacă o să cadă un obuz pe o mașină, îți dai seama că nu mai ești salvat de nimic, dar
cât de cât să fim protejați în cască. Cască și vesta antiglonț, da, sunt metodele clasice. Bun, atitudinea populației, da, ai început să vorbești despre atitudinea, care era atitudinea populației? Odessa este și un oraș împărțit, sunt și foarte mulți locuitori, de exemplu, vorbitori de limbă rusă sau unii care poate sunt, nu știu, simpatizanți, să spunem așa, că e sudul, zona asta a Ucrainei, așa oricum împărțită. În același timp și populație foarte naționalistă, de exemplu, sectorul dreapta avea o reprezentare puternică în zona de sud a Ucrainei și cu foarte mulți naționaliști ucraineni. Care e atitudinea populației? Care e atitudinea autorităților? Ți-am spus, în ultimele zile, parcă oamenii își trăiau viața, se duceau la muncă, încercau să facă abstracții la ceea ce se întâmplă în jur, însă panica, frica exista în continuare. Noi vedeam că lucrurile se complicau de la o zi la alta, motivul pentru care ne-am și întors. Noi ne-am propus să stăm mai mult, chiar nu ne gândeam că o să ne întoarcem neapărat după 10 zile, însă văzând că a fost atacat și orașul Ismail, care este mai în vestul Odesei, deja lucrurile se complicau, Mikhailovul era pe jumătate cucerit și ne făceam griji pentru noi și am zis că ar fi momentul în care să plecăm din Ucraina, pentru că viața noastră este mai importantă decât Ismailul, nu că e în vestul Odesei, Ismailul e peste Dunăre de Tulcea, adică e acolo, da, da, la noi aproape. Da, a fost bombardată o stație radar, dacă nu mă înșel de acolo. Dar atitudinea, nu știu, autorităților față de mass media vă ajutau? Tot timpul eram chestionați. Dacă foloseam o cameră sau un telefon mobil, veneau, ne verificau și telefonul, efectiv, să vadă ce filmări avem, ce am filmat. Deci noi încercam cumva să trimitem cât mai repede către București materialele pentru a fi sigur că nu vin ucrainenii și ne le șterg. Dar oricum eram foarte bine priviți în momentul în care spuneam că suntem din România, ei știind că România este destul de mult implicată și a ajutat așa cum a putut în acest război. De-aia ne temeam și de armata rusă, pentru că dacă aceștia află că românii sunt implicați în acest război, ne făceam oarecum griji, indiferent că suntem din... Legile războiului spun că mass media este protejată. Acum nu poți să mergi cu încrederea asta, așa, să ai încredere. Există chiar această, să zic, atitudine neutră, da, față de mass media. În mod normal, eu cred că nici rușii nu și-ar permite să, nu știu, trateze necorespunzător o echipă de jurnaliști, de exemplu, pentru că numai de probleme de imagine n-au nevoie, că au suficiente în perioada asta. Dar, într-adevăr, precauția este foarte importantă într-o situație de asta și întotdeauna primul gând trebuie să fie la siguranța voastră și cred că așa ați procedat și voi. Nu cred că v-ați aventurat în, nu știu, povestea despre Dumnezeu, da, spre Mariupol. Cherson, nu cred că v-ați aventurat în, sau spre Mariupol, nu cred că v-ați aventurat în, nu știu, situații de astea de risc, pericol iminent. Un mare pericol reprezenta și faptul că în momentul acela combustibilul era dat cu rația în Ucraina. Da. Anumite, să spunem, categorii de benzină, 95-ul, 98-ul, nu prea se mai găseau. Și era dată curația, 20 de litri. Nu puteam să înțeleg totuși de ce 20 de litri pentru populația ucraineană și 30 de litri pentru străini. Adică ar fi ajutat mai degrabă pe ruși în momentul în care veneau să alimenteze de la o stație PECO decât pe ucrainenii care voiau să părăsească țara. Într-adevăr, a fost o problemă principală combustibilul acolo în Ucraina, pentru că și noi ne gândeam la un moment să ne aventurăm către Kiev. Eram primele zile, încă aveam posibilitatea de a intra în Kiev, dar nu știam dacă mai ieșim de acolo. Și mulți dintre colegii noștri care au ajuns în Kiev s-au dus fie cu trenul, fie cu alte mijloace de transport, pentru a evita să nu pățească ceva la mașina personală cu care erau
țară. Acum depinde unde lăsai mașina, că noi la un moment ne făceam griji pe o stradă unde deja se baricadau. Am zis că dacă intră tancurile, sigur trec cu mașina pe, cu tancurile cu mașina pe peste mașina noastră. Da, nu știu, imaginele cu acel tank care a trecut peste o mașină, din câte am văzut eu ulterior, erau din 2014. Acum să vedem. Nu știu dacă ai văzut imaginele cu echipa de la Sky News din da, am văzut și acele imagini din, și Kiev, din weekend. Bine că le-am văzut acum și le-am văzut chiar mă gândeam că o să ți le arăt abia după ce te întorci, știi, să nu numai de, cum să zic, imagini de astea n-aveai nevoie în timp ce erai acolo, că probabil spuneai și la începutul discuției că noaptea când se auzeau bombardamente, nu era o senzație prea plăcută, nu? Cum ai fost cu moralul toate zilele astea? Acum parcă m-am obișnuit. În primele două serții am spus că îmi era teamă, auzeam bombardamente. Acum când auzeam seara iarăși sirenele că sunau în jurul orei 7, 8, 9, chiar și la 3 dimineața ne-am trezit la un moment dat că al meu coleg glumea și spunea că dacă ar fi ucrainean și știe că muncește a doua zi, vă zic că doar pentru lucrul ăsta l-ar urâ pe Putin, pentru că el trebuie să trezească noaptea și să adăpostească pentru că sună alarmele. Era o senzație de teamă, cel puțin în primele zile, iar ulterior parcă ne-am obișnuit și noi. Eram exact ca și ucrainenii care auzeau acum un bombardament la un kilometru și erau nemișcați. Că a devenit, deja, devenit o rutină? Sau? Da, exact. Și oarecum ne-am obișnuit și noi. Oricum, în ultima seară, în momentul în care am auzit iarăși sunând alarmele, clopotele din oraș, am spus că ar fi momentul în care să chiar să ne ducem la adăpost, că chiar dacă eram obișnuit, dar nu știi cum poate să ai ghinionul ăsta să... A fost o zonă mai ferită Odessa, nu, din ce mi-ai povestit, față de ce am văzut în Harkov, în Kiev, în Kherson, în alte orașe unde au fost bombardate mai multe clădiri civile. Din punctul ăsta de vedere a fost o zonă mai ferită, înțeleg, Odessa, nu? Adică bombardamentele au vizat mai mult obiective, nu știu, industriale, militare, doar, nu? Câteva... A fost ferită pentru că erau alte orașe înaintea ei care nu au fost cucerite de către ruși și ca să ajungă terestru trebuiau să treacă prin acele orașe. Iar singura posibilitate a rușilor de a bombarda Odessa era de pe mare, cu navele pe care le aveau. Vedeam seara trasoare, cum rachete și... Au apărut mai multe informații în toate aceste zile despre încercări ale rușilor de a ataca Odessa dinspre mare, despre de baicări, de trupe. Evident că are informații difuzate de televiziunile de la noi, de publicațiile de la noi, citând surse. Cât poți să ai surse în perioada asta în Ucraina? Se confirmă, au existat încercări de debarcare ale rușilor acum? Da, au fost și momente în care s-ar fi folosit de o navă ucraineană, folosind-o ca scut. Și ulterior nava aceea a fost scufundată. Noi chiar din întâmplare am văzut o relatare voastră de acolo. Așa, și, cum erați și ați văzut acolo, ați prins momentul când era scufundată nava? Deja era scufundată, adică ea plutea cât de cât sub mare, dar era oricum scufundată și nu se vedea mare lucru din ea. Însă au fost încercări ale rușilor de a ajunge prin orice mijloace, chiar și prin sabotori. La un moment dat existau zvonuri cu acei mercenari care urmau să fie trimiși de ruși. Într-adevăr, la un moment dat și noi văzusem câteva filmulețe care erau din 2014 și erau date ca și cum erau din prezent. Practic, mulți se foloseau de această tragedie doar pentru o... Bine, că au fost date și jocuri pe calculator la un moment dat și erau comentate ca și cum era într-un război. Noi oricum am trăit cu teamă această experiență pentru că a fost altceva decât au avut parte și colegii mei până acum în experiențele lor pe frontul de război. Da, adevărul că spuneai, de exemplu, că a fost Marius Aizu, colegul tău, a fost în Afganistan sau unde a fost. Lucrurile ușor diferite acolo când mergi sub protecția armatei române sau armatei americane, știi că ai o plasă de siguranță, știi că te duci, nu știu, în zone oarecum controlate, să spun așa, sau nu știu, în care ți se
confirmă că e sigur să te afle acolo. Ori în momentul în care nu ai această certitudine cum erați voi, mă gândesc că poate este mai complicat. Adică altceva este să știi că ești însoțit de, nu știu. Eu m-am bazat pe experiența lui, că în general mă simțeam, în interiorul meu simțeam că există o teamă. La un moment, chiar când a fost o explozie undeva la un kilometru de noi, în momentul ăla chiar noi filmam ceva și am lăsat telefonul jos, nu mai eram foarte panicat, în timp ce colegul meu și-a păstrat calmul, dar mă rog, am încercat cumva și eu să nu mă exteriorizez, pentru că altfel aș fi spus că vreau acasă. Și nimic nu cred că te poate pregăti pentru lucrul ăsta. Parcă când auzi o explozie, o auzi, reacționezi cum reacționezi. Da, surprinzător. Instinctul de supraviețuire și de conservare, când auzi o explozie, îți spune să te adăpostești. Nu? Nu, asta este reacția firească. Exact. Surprinzător a fost reacția celorlalți participanți la trafic. Au coborât, dar puțini au coborât din mașină. Într-adevăr, vedeam, chiar mă uitam la o mașină din spatele meu unde era o doamnă la volan și era foarte, a rămas înmărmurită cu mâinile pe volan și oricum reacția era și aceeași a mea, pentru că era o primă experiență pe prima linie a frontului și oricum am fost destul de feriți în Odessa. Urmează probabil să fie bombardată, pentru că foarte multă lume anunță că e următorul obiectiv al rușilor. Dacă te uiți pe hartă, așa pare. Cam așa pare. Cum sunt pregătiți ucrainenii? Cât de bine sunt pregătiți? Au, nu știu, se vede acolo mobilizare armată, nu știu, tehnică? Chiar foarte bine pregătiți. Surprinzător. Parcă s-ar fi pregătit de ani de zile de acest război. Chiar și rușii au fost luați prin surprindere, pentru că probabil ei se așteptau ca în două zile să pună la pământ și administrația prezidențială, pentru că obiectivul lor a fost să-l dea jos pe Zelenski. Cred că încă este. Da, încă este, mai mult ca sigur. Însă și rușii, probabil fiindcă au trimis la război mai mulți oameni nepregătiți, pentru că am văzut tineri, 18-19 ani, care, mă rog, ei spuneau că nu știu pentru ce sunt acolo sau eventual că au fost trimiși să scape țara de naziști. Există o mare dezinformare și în Rusia din punct de vedere al mass mediei, pentru că e controlat acolo de președintele Putin. Sunt câteva lucruri care, mă rog, dacă facem o comparație, eu n-am prins perioada dinainte de 89, însă, cum povestea colegul meu, cam același lucru se întâmplă în Rusia. Sunt controlați, dreptul la exprimare este cenzurat. Și noi avem drept la exprimare și dăm videouri din jocuri, da? Și dăm registrări din jocuri. Adică, nu știu, diferența pe mare, în fine. Apropo de asta, uite, să-ți povestesc ce am văzut noi toate zilele astea, cât tu erai în Ucraina, ce am văzut noi la TV. Am văzut foarte multe imagini cu tehnică militară rusească distrusă, tancuri blindate, alte, nu știu, vehicule militare distruse de atacuri de la sol cu lansatoarele de rachete sau atacuri aeriene. Am văzut imagini cu avioane rusești distruse, căzând de pe cer. Am văzut imagini cu elicoptere rusești distruse. Am văzut imagini cu soldați ruși capturați, care spuneau că nu știu ce caută acolo. E un leitmotiv tot timpul. Ei niciodată nu știu ce caută nicăieri. Am văzut imagini cu tancuri rusești împotmolite în Glod, acum iar a început să vină frigul și să ningă, dar se dezghețase și am văzut tancuri împotmolite. Am văzut imagini cu tancuri, cu convoaie întregi care nu înaintau pentru că se spunea că nu mai au carburant și că nu și-au asigurat liniile de alimentare cu, nu știu, carburant, prană și ce mai e nevoie în război. E un efort logistic uriaș pentru a susține necesitățile frontului, dar și a celor din prima linie. Cam asta am văzut. Imaginea
proiectată în România, în vest în general, nu doar în România. Imaginea proiectată în vest despre această invazie, cam aceasta este, cu o armată rusă nepregătită, slab dotată, fără, spuneam, logistic, un dezastru. În același timp, de partea cealaltă a ucrainienilor, am văzut foarte mult, ni s-au prezentat imagini cu clădiri civile bombardate, imagini cu civili care au fost uciși în război, imagini cu vitejia, da? Curajul ucrainienilor care se așezau în fața tancurilor sau făceau proteste în orașele ocupate, mergeau, le spuneau soldaților să se ducă acasă, să plece din Ucraina. Cam asta este tabloul războiului așa cum ne este prezentat nouă. Nu am văzut, de exemplu, imagini, nu am văzut informații sau imagini despre pierderile pe care le-a suferit armata ucraineană, de exemplu. Adică despre ruși am văzut multe, au sute de tancuri distruse, așa, în mass media lor din Ucraina, de exemplu, sau în, nu știu, informațiile, discuțiile cu oamenii pe acolo. Eu știu că în război trebuie să păstrezi, cum să zic, moralul ridicat a populației ca să facă față invadatorului. Înțeleg foarte bine, este și asta. Și manipularea, orice formă de manipulare și de parte și de alta, este o metodă de război. Dar din informațiile pe care le-ai avut pe acolo, care sunt, nu știu, există informații vehiculate, difuzate în Ucraina despre pierderile suferite de armata ucraineană, de exemplu? Nu. Sunt transmise de Ministerul Afacerilor de acolo, dar și noi am fost de aceeași părere că, într-adevăr, probabil numărul oamenilor din Ucraina care erau uciși în război, fie în vorba despre soldați sau de civili, ar fi mult mai mare decât au anunțat ei. Iar posibil numărul soldaților ruși uciși în război să fi fost și acolo umflat. Dar, într-adevăr, și lucrul ăsta se datorează, cum spuneai și tu, își doreau să cumva să motiveze populația și să dea încredere. Iar faptul că Zelenski ieșise cu arma în stradă, să știi că a schimbat părerea multor ucraineni despre președintele țărilor și i-au mobilizat pe unii în așa fel încât să participe la război, să nu dea înapoi. Și lucrul ăsta, că am văzut foarte mulți voluntari civili care s-au implicat și construiau tot felul de baricade ca să încetinească ofensiva Rusiei, pentru că era destul de greu pentru tancuri să facă slalom printre baricadele pe care aceștia le-au pus în drum. Lucru care ne-a surprins, de aceea îți spuneam că parcă era de o vreme pregătit acest război, pentru că oamenii n-au fost luați prin surprindere și foarte mulți s-au implicat în ciuda unei mase mari de oameni care au plecat din Ucraina. Bine, din 2014 au problema asta. Spune-mi, în zona de sud, unde ai stat tu mai ales, s-au împărțit arme populației civile? Da, în primele zile s-au împărțit, erau parcă ca la tarabă, te duceai și luai, dar bine, nu putea să ia chiar și ori și cine să ia arma de pe tarabă, însă ulterior s-au epuizat. Ar mai fi fost nevoie de arme. Mai erau doritori. Chiar văzusem la un moment o declarație a președintelui ucrainean, cum că făcea apel la țările europene să trimită arme, că ei au nevoie de arme, nu neapărat de ajutor. Ulterior, oricum, s-au trimis și medicamente. Eu chiar n-am putut să înțeleg, erau câteva imagini cu spitale distruse de armata rusă. Cu ce au greșit acei copii? Era un spital de copii. Însă, într-adevăr, nu-ți spui neapărat o țintă. Că bine, trebuie să ne păstrăm totuși vocea rațiunii într-o situație de asta și să ne întrebăm dacă acel spital chiar a fost ținta acelui bombardament sau a fost o eroare. Că am văzut că unele erau pe lângă aeroporturi, pe lângă unități militare. De asta zic, oricât de ce ai putea spune despre Putin, că sunt multe lucruri de spus despre el, nu cred că are nevoie de problemele astea de imagine să bombardeze facilități civile, dar în momentul în care nu ai precizia
da, bombardamentele pe care le faci, ai trebuie să te gândești de două ori. Dom'le, sunt convins că bomba pe care o trimit eu se duce pe pista aeroportului sau poate să se ducă în spitalul de la 200 de metri. Nu sunt convins. Atunci poate mai bine nu o trimit decât să risc. Nu, nu să cred ajungă. Că s-au gândit la, da, neapărat la binele... Și purtau civile arme? Adică le aveau pe stradă? Nu aveam nicio problemă, dar majoritatea purtau și echipament militar. Nu oricine de pe stradă care purta o banderolă era neapărat, avea și o armă asupra sa. Însă era luat foarte repede la întrebări dacă stai foarte mult într-un loc sau dacă li se părea că ești o persoană dubioasă sau dacă stai pur și simplu cu telefonul în mână. Credea că poate filmezi. La un moment dat am văzut un tânăr ucrainean care a fost luat la întrebări și i s-a cerut să arate tot ce are în telefon pentru a vedea. Și pur și simplu persoana care l-a luat la întrebări era civil, nu era altcineva. Mă rog, banderola era vizibilă. Pentru a nu trimite, pentru a nu furniza informații inamicului, nu? Cu privire la amplasarea unor obiective sau... Exact. Și noi ca și presă am fost rugați în momentul în care opream la o baricadă să nu filmăm, să nu, dacă filmăm, să luăm cumva cadre strânse pentru a nu desconspira locul în care ne aflăm, pentru că mai mult ca sigur și rușii mai urmăreau anumite filmulețe de pe rețelele de socializare. În momentul de față, probabil nu mai au de unde să urmărească dacă Facebook-ul, Twitter-ul și alte platforme au fost interzise pe teritoriul Rusiei. E reciproc, așa, și la noi s-a interzis Sputnik și nu mai știu ce, în Europa s-a interzis Sputnik, acolo s-a interzis Facebook, fiecare cu povestea lui, știi, să nu se intersecteze poveștile, ei cu povestea lor, noi cu povestea noastră. Glumeam cu o colegă înainte să intrăm în direct și îi spuneam că zicea Sun Tzu, nu? Așa îl cheamă, marele, cel care a scris, gânditorul chinez, care a scris despre arta războiului și spunea că într-un război primul sacrificat este, întotdeauna primul sacrificat este adevărul. Trebuie să privim întotdeauna cu așa o doză de... nu știu, îndoială. Trebuie întotdeauna să păstrăm vocea rațiunii în momentul în care analizăm informațiile, imaginele pe care le vedem din partea cealaltă. Care a fost relația autorităților cu voi? V-ați avut momente tensionate cu soldații, cu poliția, cu nu știu ce autorități v-ați intersectat pe acolo? Nu am avut momente tensionate. Au fost momente în care, într-adevăr, erau legate de problemele pe partea de comunicare, pentru că mulți dintre ucraineni nu știau să vorbească limba engleză și era foarte greu să comunicăm. În momentul în care dădeam cumva și declarații către poliția ucraineană, care la un moment chiar ne-au blocat în timpul unei transmisiuni live, ne pregăteam și noi să intrăm în direct, în momentul în care am fost înconjurați de 3 mașini ale poliției ucrainene și ni s-a cerut să le prezentăm documentele, inclusiv să prezentăm ce avem în vehicul. Aveam cameră de filmat, echipamentele necesare unei transmisiuni. Și... Aia clar că suntem jurnaliști. Da, da. Și, însă a fost destul de greu. Până am reușit să îi convingem că scopul nostru nu e de a da informații armatei ruse sau, mă rog, asta era teama principală și, pe de o parte, îi și înțelegem. Poate dacă am fi și noi în locul lor, am face la fel. Orice persoană de pe stradă sau orice străin ni s-ar părea dubios. Este evident în același timp, știi cum e, noi, mass media, întotdeauna trebuie să încercăm să fim imparțiali, să nu știu, facem propagandă nici pentru o parte, nici pentru cealaltă. Cum a fost drumul înapoi? Drumul înapoi a fost cel mai lung din viața noastră. Cred că am stat pentru o distanță de 15 km, am stat 14 ore și am așteptat în coloană. Parcă la un moment când am văzut că în timp de 2 ore nu se mai înainta, măcar 1 centimetru, am zis că e timpul să spargem coloana. Și ne-am dus și vedeam că foarte mulți dintre ucraineni probabil preferau să doarmă undeva departe de orașe, lângă vamă, dar ei nu s-au mai dat stânga-dreapta sau să-și iau un loc de refugiu. Au rămas tot pe bandă
bandă și... A, dormeau pe bandă în mașină, exact, și nu se mai mișcau. Și nu se mai mișcau. Și rămânea coloană. Noi ne-am dus și într-un final am reușit. Dacă am fi știut mult mai devreme, când vedeam că se înaintează 14, ați venit tot prin Moldova? Sau da, voiam să venim pe la Palanca. În momentul în care am ajuns la Palanca, era totuși coada destul de mare, însă unul dintre polițiștii de frontiere ne-au recomandat să evităm zona și să mergem undeva mai înspre sud și să ieșim la vama din Tudora, unde s-au mișcat destul de greu acolo. Ucrainenii nu interesau că în spate se creează o coadă kilometri. Coada asta era la, asta întrebam, era la coada Ucraina-Moldova, da, sau Ucraina-România? Nu, ați intrat din Ucraina-Moldova, da, și apoi în România. Ucraina-Moldova era cea mai mare coadă. Uh-huh. Și culmea, în momentul în care am intrat în Republica Moldova, la benzinării, trebuie să evităm vreo 2-3 benzinării pe care le-am avut în drum, pentru că erau full cu ucraineni. Și ulterior, unde am ajuns la o altă benzinărie, am văzut oameni care efectiv nu aveau unde să doarmă și au dormit în mașini. Și când ai avut sentimentul ăla de ușurare că s-a terminat? Când ai intrat în Basarabia, în Moldova, da, sau în România? Când am intrat în Basarabia, pentru că deja eram mai sigur că am scăpat de zona de conflict și nici măcar la graniță, tot așa, eram mai ușurați, pentru că n-am auzit alarme, n-am mai auzit bombardamente. A fost destul de ok pentru noi în acel moment, însă și ceilalți colegi ai noștri din presă au părăsit destul de repede, pentru că tot eram anunțat de câteva zile că Odessa urmează să fie bombardată și terestru, nu doar de pe navele rusești. Adean, mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Sunt câteva reacții așa la cald, că abia ai venit și o să ai de povestit de acum mult timp încolo, nu? Pentru că nu o să-ți reușești să-ți aduni gândurile. Așa, niște impresii de final. Cel mai probabil că poate în viitorul apropiat ne vom întoarce în Ucraina, dar sper să ne întoarcem pe timpuri de pace. Însă experiența asta mi-a prins foarte bine, că eu chiar am zis, în momentul în care mă întorc în țară, ori mă las de presă, ori nu mai ajung acasă. Și cred că mi-a prins foarte bine. E o experiență nebunească. În continuare, așa o cataloghez, fiindcă nu știu ce a fost în capul meu, că m-am dus în primul rând. Dar sper să se rezolve aceste probleme, pentru că ne dor dramele pe care le trăiesc familiile ucrainilor. Și faptul că pleci de acasă, dar nu știi dacă te mai întorci și dacă mai găsești ce ai lăsat în urmă și dacă ai unde să te întorci. Mulțumesc, Adrian, pentru că ne-ai împărtășit câteva dintre memoriile și trăirile tale în această perioadă, în cele 10 zile în care ai fost corespondent în Ucraina pentru Prima TV. Adrian Negru a fost, eu sunt Dinu Zarov, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să urmăriți în continuare programele televiziunii Intermedia.